Ceea ce reușim să muncim în comunie, în localități, în municipiu, să punem ziua, să postăm ziua anumite materiale electorale, plângem beniri, afișe sau drapere, vom pune și meșuri. Cei de la PDL, Constituția, de toate cohorte, în plină noapte, ne devalizează orice și material. Am anunțat și organele de ordine din comune, nu reușim să facem, dar nu ne-a rămas altceva decât acum să constituie echipe, să-i prindem pe acești oameni și să-i demascăm și să-i prezentăm opinii publice. Colac peste pobăză și reașa de peste tort este că în anumite comune unde sunt primari PDL, ni s-au interzis de acum să mai punem materiale după ce ne-au devalizat. Și ați dat exemplu la comuna Cornul Lungii, în condițiile în care ne-au rupt benerele, ne-au tăiat practic, ne-au distrus complet, ne-au luat afișele și apelele de pe stâlpi, care conduce de comun acord, atât ei și cât și noi, să facem acest lucru, ne-au interzis să mai punem acum, pentru că a primit poruncă de la centru. De la lideri, de la centru și nu ne mai dă voie să punem aceste materiale. De fapt, nu ne mire, pentru că asta este nota în care acționează PDL-ul, prin lideri și mega liderul dumneavoastră de la Suceava,